Mâine va avea loc etapa a 19-a Ligii a 4-a județene, iar Dunărea Giurgiu dă piept cu cea care săptămâna trecută a realizat surpriza ediției. Spicul Izvorul vine la Giurgiu cu ambiție și dorința să o întreacă pe Dunărea în clasament, fiind la doar 2 puncte distanță de dunăreni. Săptămâna trecută, Spicul a învins pe Unirea Izvoarele și a oferit o mână de ajutor pentru Arsenal Malu, care a trecut pe primul loc în seria de sud. Pentru noi e un meci foarte important din două puncte de vedere. Și acesta, că dacă vom câștiga, ne putem distanța de cei de la Spicul Izvorul și totodată avem șansa prin jocul rezultatelor să urcăm și pe poziția 4. Dunărea ar putea profita în etapa aceasta deoarece Mihai Viteazul Călugăreni, cea care stă în fața giurgiuvenilor la 3 puncte distanță, are deplasare grea la Colibaș, iar o înfrângere acolo ar propulsa-o pe Dunărea pe poziția 4 și s-ar distanța și de Spicul Izvorul. Băieții sunt motivați, exact cum a spus, și pentru urcarea locului pe locul 4 al clasamentului. Sperăm că vor da totul exact cum a fost meciul de la Călugăreni, unde a revenit de la 1-0. Dunărea are toți jucătorii apți și motivați de victoria obținută etapa trecută la Călugăreni cu scorul de 2-1. Liderul campionatului, Arsenal Malu, primește vizita lui Ase Prundu de pe locul 11, iar Unirea Izvoarele speră să șteargă rușina din etapa trecută cu voința Slobozia pe teren propriu.